Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața din nou la Timișoara. Se întâmplă lucruri mișto în acest oraș pe care noi îl iubim atât de mult. Se reconfigurează breasla meșteșugarilor moderni. În această lume globalizată în care totul este produs în serie mare, mulți dintre noi reîncepe să apreciem produsele făcute individual, cu atenție și cu pasiune. Produse care preiau și un pic din personalitatea meșteșugarului care le creează. La Timișoara, deci, s-a deschis de ceva timp un hub pentru mici meșteșugari, proiectul Building a Community, cuprinde acum 9 mici ateliere, iar unul dintre fondatorii proiectului, Andreea Iagăr-Taco, este cu noi în studio. Bună dimineața, Andreea! Neața. Bună dimineața! Bine v-am găsit! A, pe Timișoreanca, auzi, ce frumos sună Timișoreanca la noi în studio. Ne bucurăm că ai ajuns în București. Nu știu dacă o să rămâi prea mult în orașul ăsta, când ai un oraș atât de frumos acolo. Bun, vorbim despre meșteșugarii din hub-ul vostru. Ce meșteșugări sunt acolo? Păi acum, termenul ăsta e foarte larg. Noi venim din zona asta culturală și după o serie de evenimente ne-am dat seama de importanța demersurilor pe termen lung. Așa s-a născut prima dată Ambasada, care e o întreprindere socială, un centru cultural independent, într-un spațiu post-industrial, tot pe un ONG, și spațiul ăsta s-a deschis pentru o grămadă de comunități. Ne-a luat prin surprindere. Inițial am zis că vrem să găzduim 100 de evenimente într-un an și am găzduit peste 700. Și atunci ne-am dat seama că de fapt sunt o grămadă de microcomunități. Când vorbim despre comunitate, în general, de fapt e o sumă de alte comunități. Și am avut privilegiul ăsta de a le descoperi. În pandemie, așa cum ne-a lovit pe toți, ne-a lovit și pe noi, faptul că nu mai putem să ne deservim comunitatea și comunitățile astea diverse nu se mai pot bucura de spațiile noastre ca înainte. Noi chiar eram pe punctul de a deschide noua casa Ambasadei, care se numește Faber, tot o fostă fabrică pe care am reușit cu partenerii noștri să o salvăm de la parcursul ăsta clasic de demolare și regândire din punct de vedere al utilizării, de regulă, apartamente și birouri, și să-l păstrăm pentru comunitate. Dar nu mai putea să fie folosit ca înainte, așa că am avut în jurul nostru oameni care ne spuneau, ok, noi vrem să continuăm să lucrăm, să ieșim din case, dar să fim alături de alții, dar într-un mod safe. Și atunci am avut această idee de a refolosi containere maritime. Făcusem deja un proiect în 2015 și am gândit zona asta foarte hibridă și care se adaptează de fapt pe nevoile utilizatorilor. Deci nu vii tu să spui locul ăsta va arăta așa, ci în funcție de cine o să-l populeze, cine o să-l folosească, locul prinde formă. Și dintre primii rezidenți... Deci sunt containere maritime acolo? Câte aveți? Pentru cât? Acum sunt în total 21. Dar ele de unde luați containerele astea? Cât costă? Acum e foarte greu. Le-am luat pe rând și a fost o dezvoltare foarte organică, bazată pe nevoie și nu neapărat pe un plan de business și pe o investiție de-a noastră foarte calculată. Pur și simplu ne-a fost foarte greu să nu gândim în termen de soluții atunci când oamenii erau destul de disperați, poate cu un cuvânt puternic, dar își doreau foarte, foarte mult să schimbe felul în care lucrează și în care sunt prezenți în comunitate. Bun, unde anume în Timișoara? Dacă noi venim ca bucureșteni acolo, unde să mergem să găsim locul ăsta? Landmark-ul principal este Faber și noua locație a Ambasadei, iar în curtea Faberului, în continuarea spațiului, să zicem, tradițional, în curtea Azur. Azur e fosta fabrică de vopsele. Care... Deci întreb de Azur. Exact. Okay. Peneș Curcan, un trep de Azur sau de Faber sau de Ambasada și cineva te direcționează acolo. Aha. Și ce întâlnim acolo? Acolo o să găsiți un mix de antreprenori sociali. Prin antreprenoriat social, practic, înțelegem orice demers puțin economic, fie că e pe ONG sau pe un micro SRL, dar care are un impact în comunitate. Prin și legea pe care o avem în țara noastră, antreprenoriatul social se diferențiază de un antreprenoriat
antreprenoriat clasic prin faptul că și dacă există profit, 90% se reinvestește în acel, în acea organizație, în acea activitate și parte din, din angajați, cel puțin 30% spune legea, dar de regulă și la noi în Timișoara procentul este mai mare, din angajați sunt persoane vulnerabile. În cazul nostru avem ONG-ul Un Loc, tot o parte din, din rezidenți, care dezinstituționalizează adulți. Nu știu dacă știți, dar România încă are undeva la 6.000 de adulți instituționalizați. Adică e vorba de copii care au crescut în case de copii? Care au fost diagnosticați cu, cu forme de, nu știu, fie dizabilități intelectuale sau fizice atât și de majore. Și trebuie integrați cumva în societate încât, și voi... Da, încât statul a spus, tu nu te poți descurca singur și mergi în aceste instituții care, de fapt, sunt declarate ilegale de CEDO, dar ele încă funcționează în România. Și acest ONG, alături de alte ONG-uri faine din București, luptă pe a scoate acești adulți și a-i reintegra în comunitate. Și asta înseamnă, de fapt, să le creezi un ecosistem de suport în primă fază, după care să sperăm că ei vor putea să-și recapete un pic din independență. Noi putem să cumpărăm lucruri dacă ajungem acolo? Ce anume? Exact. Primul rezident, cel care ne-a, ne-a convins cel mai tare să, să începem acest demers este Oil Right. E, de fapt, întreprinderea socială fondată de Un Loc. Ei colectează ulei alimentar folosit în case, în case individuale, pentru că, din nou, asta iarăși este o, un subiect pe care nu prea avem legislație și, de regulă, uleiul ăsta ajunge în chiuvetă. Sau... Da, ceea ce e o mare greșeală. Exact. E un mare colectează poluator și îl transformă în lumânări. Deci puteți să cumpărați fie lumânări gata făcute de aceste persoane vulnerabile, fie să cumpărați kituri și să-l folosiți acasă dacă nu prăjiți foarte mult. Și în ideea altceva? Asta... Alt exemplu? Alt exemplu. Mai avem două artiste locale care, care au un shop colaborativ, brandul Ludi, care e un brand de haine sustenabile pentru copii, și brandul Gruni, care are la bază pe Livia Colo și ilustrator și face obiecte din ceramică. Echipa de la Space Artisan, apropo de meșteșug, tocmai zilele trecute am avut așa un debate despre craft versus meșteșug și cum când zici meșteșug te gândești din start la o practică tradițională, pe când ei folosesc un design foarte actual și mai mult despre maestria cu poate care prelucrează. Evoluează cumva. Exact, și ar trebui reinventate și și păstrate în egală măsură. Mai avem un, un shop de upcycling textil, bluza pe care o am azi cu mine e făcută de, de Eli și colegele ei. Practic e un zero waste shop care salvează orice fel de bucată de material, fie că vine dintr-o altă fabrică, ca și rest de producție, fie că vine de la haine nefolosite. Am aici inclusiv rest de, nu știu, așternut sau perdea, dar și asta e un tipar unic făcut de, de Ludic la una din colecții. Toate produsele astea au acest avantaj, sunt, înglobează creativitate, sunt unice în felul lor, exact. În niciun caz nu sunt de serie. Pentru cei care ne ascultă și care nu pot ajunge în Timișoara prea curând, dar ar vrea poate să înțeleagă mai mult, există un site, în primul rând, lucrurile acestea se pot cumpăra și online sau numai de la fața locului? Majoritatea se pot cumpăra online, mai puțin mobilierul care se face foarte custom, al lui Paul and Joe, da, și Space Artisan, dar ei sunt foarte prezenți online, pe Insta. Pune-ne un site unde pe poți... Play.ro, dacă play.ro. Mergeți, da, în secțiunea de Building a Community, pentru că avem mai multe proiecte, dar în secțiunea de Building a Community sunt site-uri către toți rezidenții. Deci pe Play.ro și căutăm Building a Community și vedem ce ne place de acolo, așa dacă e. Vrem să luăm ceva. V-ați gândit să replicați proiectul ăsta și în alte orașe? Am avut foarte multe orașe interesate de model. Ce cred că e foarte important să menționăm este că nu e o rețetă care pur și simplu se copiază, ci este un principiu care se poate adapta la ce nevoie are comunitatea respectivă. Cel puțin ăsta e crezul nostru. Deci suntem pregătiți să, să susținem cu rețeta și să o implementăm, dar conținutul, cum vor arăta acei rezidenți... Nu mă mai amăgi, în București veniți?
Vrem să venim, sigur că da. Avem foarte mulți prieteni buni și aici sunt câteva companii foarte deschise. Noi am replicat acest model în zona de locuire, exact pentru aceste persoane vulnerabile. Proiectul se numește Building a Home și avem în Timișoara, practic, subvenționat acest cost al terenului, care este cel mai mare atunci când te gândești la costul unei case, de o companie, nu știu dacă pot să o menționez, de a voastră locală, Urban Space, care a primit și o grămadă de premii pe arhitectură, au multe proiecte faine aici, dar avea un teren în așteptare în Timișoara. Între timp s-au hotărât că nu mai vor să-l dezvolte, dar până se hotărăsc ce fac efectiv cu el, ni l-au dat spre utilizare gratuită, tocmai ca să putem oferi o casă acestor oameni vulnerabili care sunt pregătiți, au trecut de niște ani de a trăi în comunitate și pot să trăiască și singuri. Aici în București, ca să primești teren gratuit, e ceva mai rar, dar cine știe. Dar uite că aveți oameni super deschiși printre voi, da. și oameni care sunt dispuși să crească comunități, pentru că asta e de fapt rețeta. Este un spațiu, modelul putem cu siguranță și cu mare drag share-ui, dar munca asta de a crește comunități e un maraton, cum de fapt faceți și voi. Mulțumim foarte, drăguț, mulțumim foarte mult, Andreea Iagăr. La București, ăsta e un hub pentru mici meșteșugari. La București noi ne băgăm să facem un hub pentru mici. Pentru mici, da, Andreea Iagăr. Mulțumesc foarte mult că venim în Timișoara, sigur vă vizităm. N-am mai fost de mult, de-abia așteptăm să mai ajungem. Play.ro, prieteni, dacă vă interesează să aflați mai multe despre acest proiect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.